Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al lunii aprilie, în cadrul căreia au fost discutate 22 de puncte de pe ordinea de zi, printre care cele mai importante au fost menținerea taxelor locale la nivelul acestui an, schimbarea formei juridice a piețelor, cât și realizarea unui nou adăpost pentru câini. Consilierii locali ai municipiului Drobeta-Turnu-Severin s-au întrunit astăzi în ședință. S-a decis ca valoarea taxelor și a impozitelor pentru anul viitor să rămână la același nivel, iar Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor a fost transformat în societate privată sub administrarea primăriei. Această modificare juridică a fost adoptată pentru ca Serviciul Piețelor să poată atrage fonduri europene pentru modernizare și dezvoltare. Tot în ședința de Consiliu Local de astăzi s-a aprobat documentația pentru construirea unui nou adăpost la Drobeta Turnu-Severin pentru câini fără stăpân. Îi asigur pe severineni că anul viitor nu vor plăti nimic în plus la taxele locale. Astăzi am aprobat menținerea taxelor locale la nivelul acestui an. Un al doilea lucru important pe ordinea de zi a fost cel legat de schimbarea formei juridice a piețelor. Trec din subordinea Consiliului Local în subordinea Consiliului Local, dar pe SRL, sub o formă juridică ce ne poate permite accesarea de fonduri europene. Din păcate, în anii aceștia, din cauza faptului că atunci când era pe primărie nu avea voie să ia fonduri europene pentru că producea venituri, acum, fiind formă privată, poate lua fonduri europene, plus mult mai multe avantaje pe care le are în acest moment. Un alt proiect pe linia de zi a fost aprobarea datelor tehnice pentru un nou adăpost de câini. Oamenii așteaptă de foarte mult timp ca adăpostul cel avem acolo între case, care degaje foarte multe mirosuri, mai ales atunci când e vânt și vara, să fie mutat. Am aprobat astăzi elementele tehnice, urmează ca cel puțin începând din toamnă să ne apucăm de construcția lui. De astăzi, Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din cadrul Primăriei Drobeta-Turnu-Severin devine societate privată, ce va funcționa tot sub subordinea Consiliului Local. Decizia a fost luată pentru ca Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin să poată accesa fonduri europene pentru dezvoltarea acestui serviciu. Consilierii locali au mai aprobat în ședința publică menținerea tarifelor pentru anul viitor a taxelor și impozitelor locale și înființarea unui adăpost nou pentru câinii fără stăpân.